dacă trei întrebări incomode. Care a fost cea mai mare mărșăvie impusă de șef să o faceți cât timp ați fost în poliția română? Păi cea mai mare mărșăvie pentru mine pe care am făcut-o și eu a fost să dăm amenzi la... De fapt, nu să dăm amenzi neapărat, ci să îngrădim libera circulație pe vremea COVID-ului. Mi se pare cea mai mare de până acum, rămâne în istoria omenirii asta, în istoria omenirii moderne, fiindcă practic ai îngrădit dreptul omului să circule, să fie liber. Ai îngrădit dreptul primordial, după care americanii se bat cu pumnul în piept că e primul drept libera circulație. Până la urmă și dreptul la viață, dar intrăm în altceva acolo. Care a fost cea mai mare, să zic așa, satisfacție și realizare ca și polițist în cadrul poliției române? Am, cu toate că era gata să mă dea afară, nu mai vorbea nimeni cu mine timp de 3 zile, am salvat viața lui Cosmin de la Scornicești, băiatul de 16 ani bolnav de cancer la plămâni. În 3 zile, vine sâmbătă și duminică, am strâns 20.000 de euro și s-a operat în Ungaria, la Debrecen, cu renumitul profesor Nicolau, singurul profesor doctor român care din Sestul Europei care operează cu laser pe plămâni, metastaze. Deci până acum n-aveți ce să căutați în poliția română, da.